Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Ne-am întâlnit azi pentru ședința Consiliului Local din 27.12.2022. Noi o să punem la vot acum procese verbale din luna decembrie. Lăsați că le dau eu citire. Da. Primul proces verbal este din ședința ordinară din 16.11.2022. Să punem la vot. Voturi pentru, vă rog. Care? Avem voturi împotrivă. Avem abține. Domnul Boboc, votul dumneavoastră pentru procesul verbal de 16.11. Domnul Gâlea? Pentru, da? Avem 15 voturi unanimitate. Procesul verbal al ședinței extraordinare din 7.12.2022. Voturi pentru. Avem voturi împotrivă. Domnul Gâlea, avem abține. Deci avem 15 voturi pentru. Domnul Dămoc, n-am văzut pentru, da? Avem 15 pentru. Și ultimul proces verbal la ședinței extraordinare din 20.12.2022. Voturi pentru. Avem împotrivă. Avem abțineri. Avem o abținere, deci 14 voturi pentru. Și o abținere, domnul Dămoc. Supuneți la vot ordinea de zi, domnul președinte, în forma inițială. Și după aceea... Forma inițială, după aceea o să spuneți la vot suplimentarea ordinii de zi, conform materialelor transmise. Supunem la vot ordinea procesului verbal, adică a proiectului ordine de zi din 27.12. Dacă sunteți de acord cu proiectul de... Voturi pentru... Avem abțineri împotrivă. Avem 15 voturi pentru. Puneți la vot suplimentare ordinii de zi. Dacă sunteți de acord cu suplimentare. Voturi pentru. Avem abțineri împotrivă. 15 voturi pentru. Suntem de acord, dar nu votăm. Primul proiect al ordinii de zi. Proiectul de hotărâri privind rectificarea bugetului la data 27.12.2022. Doamna primar, dacă aveți ceva de... Domnul consilier, ați văzut din documentele pe care le-ați primit, este vorba de... 123.000. Da, 123.000. Nimic altceva. Bani care au venit pe ultima sută de metri, au primit din fondul de rezervă. Pentru că s-au luat bani la asistenții personali, știți, nici suma nu este decât un sfert din cât ar fost necesar. Și e sfârșit de an, o să merg apoi în excedent. Dacă sunt în ordine de cuvânt la proiectul numărul 1, dacă se scrie cineva. Dacă nu este, supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Pentru. Avem voturi împotrivă? Da. Abțineri? Avem 15 voturi pentru. Dăm citire la proiectul numărul 2 privind aprobarea stabilirii prin indexare a nivelului impozitelor și taxelor locale care constau în o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei a taxelor speciale, precum și limitele amenzelor care fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2023. Dacă este cineva care vrea să scrie la cuvânt sau doamna primară... Aici o să venim cu un amendament. Da? Spune dumneavoastră, îmi dau sau vă spun eu?
S-a făcut proiectul de hotărâre de către compartimentul impozite și taxe și nu e neapărat o eroare, o greșeală, dar nu se poate așa ceva. Am observat cu scuzele de rigoare acum dimineață. Legea spune că pot fi scutiți de plata impozitelor clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venitul lunar este mai mic decât salariul minim brut pe țară, ori constat o sau în exclusivitate din indemnizația de șomaj sau ajutor social. Și am trecut acest, deci sunt pentru excluderea din proiectul de hotărâre a literei K, articolul 4 alineatul 2. Pentru că acum știți și noastră, noi am lăsat și ați observat, valoarea impozitului este aceeași ca în anii trecuți, doar s-a indexat cu rata inflației. Bugetul local se bazează foarte mult pe veniturile din impozite și taxe. Nu este mare, dar este necesar. Deci, amendamentul este pentru a exclude din proiectul de hotărâre de la articolul 4 alineatul 2 litera K. Da? Și al doilea amendament. Și al doilea amendament. Aici e vorba, ați primit documentele, nu? Pentru tipuri de autovehicol și taxa. Este o modificare apărută prin ordonanța Guvernului 16 din 2022, completare la legii 227/2015 privind codul fiscal. Deci este din codul fiscal și așa trebuie să actualizăm. Acestea sunt cele două amendamente. Cine vrea să scrie la cuvânt? Domnul. Dăm cuvântul domnului Dămoc și dacă mai este cineva care e... Domnul președinte, da, acest amendament este bun și cred că acest proiect ar fi avut nevoie de mult mai multe amendamente, pentru că sunt mult mai multe lucruri care nu sunt conforme cu legislația în vigoare și așa cum am pus și public și titlul proiectului, și anume stabilirea prin indexare a venitorilor din impozitele și taxele locale. Articolul 491 din codul fiscal este pe articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre. Prevede că indexarea taxelor și impozitelor locale se face până la data de 30 aprilie. Și până la data de 30 aprilie se vine în Consiliul Local cu proiect de hotărâre prin indexarea cu rata inflației pe anul anterior, deci în anul curent 2022, până la 30 aprilie trebuia indexat durata inflației din 2021, după care, ulterior, cum îi spun, suntem în situația asta, noiembrie-decembrie, trebuia venit și aprobate taxele și impozitele locale. De ce se procedează așa? Pentru ca să existe o justificare pentru indexarea asta, ce înseamnă? Cresc taxe și impozite locale. Anul ăsta e 5%. Rata inflației la momentul ăsta este foarte mare, este de 15%. Aici s-a ajuns, 15%. Deci la anul, toate primăriile, toți primarii vor veni în fața cetățenilor și vă spune, domnule, ne obligă legea să mărim impozitele cu 15%. N-am ce să facem. Mai încă 15%. Plus 5. Plus, bine, 5 ăștia sunt anul ăsta, dar la anul încă 15. Nu. Deci, dar, se va ajunge ca în 2 ani de zile, deci taxele și impozitele să crească cetățenilor cu 20%, ceea ce este enorm. Este enorm. Nicăieri în lege nu spune, de asta zic, dacă s-ar fi făcut la timp indexarea, la momentul ăsta nicăieri nu spune că nu puteai să reduci taxele și impozitele locale. Legea îți permite acest lucru. Le-am spus și colegilor din comisie, Consiliul Județean Bacău a aprobat recent taxele și nu au fost indexate. De ce acolo se poate, iar la noi nu? Deci la noi trebuie să creștem taxele și impozitele locale. Asta este un aspect și consider că este un aspect foarte important, deoarece inclusiv titlul proiectului este acesta. Stabilirea prin indexarea nivelului taxelor și impozitelor locale. După, mai sunt și alte probleme pe care eu le menționez la anul. Taxe speciale care nu au acoperire. S-a introdus o zonare nouă care la fel, nu știu în ce bază de acum. Deci trebuie să ai justificări când faci lucrurile astea. Trebuie să le faci cu cap, trebuie să le faci conform legislației. Se fac lucruri, se iau banii cetățenilor, iată, apar și litera K. De ce nu lăsați? Dacă a fost introdusă această literă K, ca virgulă, cetățenii care sunt în situații materială grea și
și au dreptul să fie subvenționate. De ce nu lăsați acest amendament? Și asta este. Nu mai colectăm taxe și impozite locale la Corcești. Asta e situația. Dacă suntem în situația în care suntem o comună, unde situația financiară a cetățenilor este grea și toată lumea știe lucrul ăsta, să-i ajutăm să nu mai plătească taxe și impozite locale. De ce să nu facem lucrul ăsta? S-a mai schimbat modul de calculare a impozitului la persoanele juridice, în funcție de metri pătrați. Taxa de salubrizare, taxa de salubrizare, da. Tabelul care, și dacă voiam să, dacă poate să ne explic cineva exact cum se va calcula acea taxă. Că, sincer, din proiectul de votare, eu nu am înțeles cum se va calcula. Până acum se calcula la numele de persoane, acum conform hotărârea ADIS-ului și așa se calculează la suprafață. Știți foarte bine că la noi, fiind vorba de o gestiune delegată a serviciului de salubrizare, și ați mai auzit fraza asta de multe ori, dar este adevărul și adevărul că ne place sau nu ne place, asta este. Noi trebuie să ne aliniem și să calculăm taxa de salubrizare în funcție de hotărârea ADIS-ului și de hotărârile ADIS-ului. Hotărârile la data, la ora asta, asta este modul de calculare pentru persoanele juridice. La fel ne aliniem și pentru persoanele fizice, pentru că avem acel grafic de evoluție care trebuie eu să o respectăm. Eu vă pentru că m-am uitat pe hotărârea de Consiliul Local de la Faraon, de la Bucăci. Comune care de asemenea sunt în cele 22 de comune din Mitrofe care sunt prinse cu noi. Și toate au aprobat la fel ca și până acum taxe pe persoană. De asta vă întreb. De ce la numai la noi a găsit formula asta nouă? Nu este numai la noi. Adresa ADIS-ului a fost făcută către toate comunele, chiar funcționarii de pe compartimentul taxe și impozite după discuții s-au deplasat chiar și au avut discuții cu conducerea celor de la ADIS. Cei de la ADIS le-au și explicat care sunt motivele și cum se va calcula și am pus-o în practică. Dacă cei de la alte comune n-au pus-o în practică hotărârea ADIS, până la urmă urmează să e decizia lor. Poate e o scăpare din partea lor. Acum... Da. Și o să vă rog totuși să-mi dați un răspuns asupra articolului pe care l-am invocat și situației privind indexarea. Domnul consilier, atât vă pot spune. Noi mergem pe respectarea prevederilor codului fiscal. Dacă s-a strecurat o eroare, ați văzut că v-am spus-o în față, n-a fost altă discuție. Nu vreau să intru în polemică, e și Crăciunul, sunt atâtea probleme. Nu știu Consiliul Județean să aibă impozite și taxe, că e Consiliul Județean, dacă era Primăria Bacău, presupun că aveau impozite și taxe. E posibil, da, că nu vreau să mă contrazic. Dar e Consiliul Județean și nu au impozite și taxe. În bine, asta e ceea ce vă spun. Și eu sper să fiți zis tot, toți vă grăbiți și dacă am spus ceva, știți, nu ascund, vă rog să aprobați cele două amendamente în forma pe care v-am prezentat-o și să trecem la votarea proiectului de hotărâre cu cele două amendamente. Atât, domnule președinte. E cineva să mă înscrie la cuvânt? Dacă nu, atunci o punem la vot. În caz că acest proiect va fi contestat și va fi constatat că ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale. O să vedem atunci. Foarte bine, până la urmă nu mă ericez o instanță de judecată. Până zic, spus avizul de legalitate, din vorba să zic, proiectul este legal. Cum vedeți pașul următor dacă acest proiect va fi... Să ajungem acolo. Dacă vom ajunge acolo, instanța va stabili pașii. Nu sunt. Mi-am dat într-adevăr avizul de legalitate ca în fiecare an pe proiectul de hotărâre. Avizul de legalitate s-a dat de secretar și când am făcut eu sau domnul Budnaru parte din Consiliul de Administrație și nu sunt la școlilor și nu sunt omorâți. Deci care-i problema? Haideți să trecem la lucruri serioase. Prefectura urmează să acorde și prefectura avizul de legalitate. Și nu și-au rostul mai ales. Dar eu cred că fiecare consilier înțelege că o primărie nu poate funcționa fără taxe și impozite. Și nu cred că interesul nimănui la ora asta ca o primărie să fie blocată, că dincolo din taxa asta și impozitele care noi cu unii le considerăm mari sau mici, din aceste taxe și impozite să plătesc tot ce înseamnă beneficii către fiecare cetățean al comunii. Da.
Hai, duc să văd cum e amendamentul. Primul amendament, prezintă-l tu, Radu, ca să fie. Primul amendament propus este excluderea literei K din articolul 4 aliniatul 2. Articolul 4 aliniatul 2 sunt scutirile, da? Articolul 4 aliniatul 2 este amendamentul presupune excluderea literei K privind scutirea de taxe și impozite. Cine este pentru? Împotrivă, abține, avem până acum am numărat două abține, doamna Nunuț și domnul Dămoc. Domnul Boboc, votul dumneavoastră pe amendamentul, primul amendament propus? De acord, pentru forma pentru. Amendată. Doamna, domnul Gâlea? Da, pentru. Bun. În cazul ăsta avem 13 voturi pentru. Amendamentul numărul 2. Amendamentul numărul 2 vizează înlocuirea articolului 18 alineatul 5 și 6 privind impozitarea transportului de marfă a vehiculelor peste 12 tone. S-a explicat pe scurt, modificarea a intervenit prin OG 16 pe 2022, care a intrat în vigoare pe 23 decembrie, deci ulterior comunicării către dumneavoastră materialul. Cine este pentru? Pentru. Petru? Domnul Boboc, pentru amendamentul 2. Avem abțineri. Dacă nu puteți pronunța, puteți pronunța. Apărut legea ulterior după comunicare. Da, dar nu e vorba despre asta, e vorba de transportul, adică ce include utilaje, ce include. Toate utilajele care sunt trecute și care le aveți în proiectul inițial, au scăzut cotațiile pentru că prin HGS cotația se face la cursul euro. Asta spune ordonanța 16 și de asta ne-am conformat. Pentru că eu m-am obținut. Nu e vorba de asta, e vorba despre conflict de interese. Că aveți bine așa. Că nu vă reclamă nimeni și așa, dar nu, de conflict de interese nici nu aveți voie să participați în ședință, știți? Da, deci sunteți în ședință, dar nu face nimeni, că nu suntem porniți. Doar dacă nu face colegul de partid. Peste 12 tone. E vorba la utilajele peste 12 tone. Aveți de astea peste 12 tone? Cu încărcătură, nu? Sau nu, oameni pensă că da. Nu, capacitatea de transport 12 tone. Aveți de astea? Atunci abțineți-vă. Abțineți-vă ca să stați liniștite dacă asta când, dar nu vă spun eu votul din asta, doamne colegi. Da, mă abțin. Da? Deci și nici așa nu-i corect. Avem abțineri în urmă și în urmă. Trebuia să se afară. 13. Bine, că nu stați liniștită, că nu sunt angajată și nu fac, dar... 12 ani, încă vă puneți la vot proiectul de hotărâre cu varianta amendată, cu cele două amendamente. Îl punem la vot atunci. Pentru. Domnul Boboc, votul pentru proiectul de hotărâre în faza amendată. Pentru, domnul Velea mi-a spus pentru. Avem împotrivă, abțineri. Două abțineri, domnul Dămoc și doamna Nunuț. S-ar putea să facem pe partea asta la persoane juridice, că au votat și are poporit societatea. Asta este un proiect foarte complex care acoperă toată gama. Da. În cazul ăsta înseamnă că trebuie să le aprobe altcineva din altă comună, dacă vrem neapărat să facem rău. S-au întâmplat azi, care... Ei, nu vrem. Atunci dăm citire la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâri privind aprobarea... Da, hai să punem întâi stabilirea dacă taxeza, dacă apoi vine cu... Nu? Este același lucru, că este... Păi ca ordine. Adică să aprobăm... A fost aprobat și pe proiectul de taxe și vă este 8,18. Da, este aprobat. Nu, este ca ordine. Mergeam cu suplimentarea inițial, că este taxa de salubritate și apoi să veni cu subvenționarea sau invers. Până aceeași ședință, până la urmă... Atunci, mă scuzați că am intervenit. Nicio problemă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxe speciale de salubrizare
aferentă anului 2023 pentru utilizatorii casnici. Dacă e cineva, doamna primar, aveți ceva de... După cum ați observat, taxa de salubritate o să rămână aceeași pentru cetățeni, iar la noi subvenționarea noastră din partea primăriei, adică o să fie foarte mică față de cât este 21 de bani. 21 de bani. Era, 7, de era 3,74 și acum mai 3,9. Păi bună, dar nu suntem de acord. Dublarea ca cu graficul ăsta. Aia e asta ajungem și la... E, cu asta, 20 de bani noi. Aveți, vă scrieți la cuvânt, aveți ceva de adăugat din... Dacă nu, atunci o punem la vot, De suma cât este în urma subvenționării? 8,18 este suma totală, 3,9 este subvenționarea, diferența este cea a populației care este cea care a... Am aprobat-o și în subvenționarea noastră, 21 de bani de la 3,9. Știu că am aprobat-o, știu că am trecut-o acolo. Puteți să-mi spuneți suma totală pe lună, persoane? 8,18. Ceea ce rămâne după subvenționare și după... Minus 3,9. 3,9, exact cea care... 18,9. Nu se fac eu calcule. Nici o să știți că nu sunt matematicianul. Statisticianul. Vă spun dacă vreți. 3,9. Deci 4,28. Mai e bun la matematică. Suma finală. Deci suntem sub ceea ce au hotărât. Ce-ai terminat? Eu am terminat Alexandrii, că se termine economicul. Mă mai să știi. Da, să puneți la vot. Votul pentru. La pregătire. Este pentru. Domnul Boboc, vă dă neastră pentru subvenționarea taxei? Ah, pentru. Domnul Gâlea. Avem 15 voturi pentru. Obțineți împotrivă? Nu, dar nu știu. Poate nu ridicat toată lumea. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Horgeș, județul Bacău. Domnule consilier, aici vă prezint și vă spun, pentru că ați văzut unde s-au redus transportul de două ori pe lună pentru gunoiul menajer și de două ori, nu? Pentru, în cazul în care vrem de trei ori, se majorează. Să știți că de la Soma, de Adisu, a făcut un sondaj pe multe localități din județ. Vă dau exemplu și nu sunt presite, e Hemeiușa, în acea ședință și-au ridicat problema. Și-au zis, când se ridică menajerul de mai puține ori, adică cum rămâne, automat au avut cantitate mai mare de cele reciclabile. Și au spus așa, o să mergem câteva luni cu sistemul ăsta. Și în cazul în care se demonstrează că pe județ este avantajos, rămâne așa. Dacă se constată că sunt unele probleme și nu e ceea ce e sub așteptările noastre, atunci se poate trece la celălalt sistem care este și în prezent. Costurile sunt foarte mari și ca să nu se majoreze, ați văzut dacă se dublează suma în cazul în care transportul o să fie de mai multe ori pe lună decât este trecut în proiectul de hotărâre. Și ceea ce vă spun, pentru că Vaisa a fost în ședință la care a participat și președinte Consiliul Județean și de la Adis și de la Soma și au spus, inclusiv am zis primarii, au spus să meargă pe sistemul acesta, că s-a făcut între noi, au întrebat, eu de exemplu am mers pe ideea să rămână la fel. Dar, deci așa am mers eu, au mai fost și alți primari care au fost de acord cu mine, unul sau doi. Dar cei care au implementat și au mers pe sistemul ăsta și fac exemplu Hemeiușu, care este o comună mare, Traianu a spus la fel, vă dați seama că sunt mai mulți primari, nu pot acum, dar Hemeiușu era domnul chiar în fața mea și am avut și o discuție cu dânsul așa, personal și am explicat și a zis nu, e de acord cu sistemul ăsta și până la urmă votul a fost în, acolo în Consiliu, în adunare de cu... pentru această variantă. Și de aceea vă spun, putem veni dacă sistemul nu merge și nu este cel mai nu e cea mai fericită alegere, ne solicit personal să ne întoarcem la varianta bine cu costuri suplimentare. Ce spunem o să avem noi
ca și de cetățeni, că eu sunt toate la... Da, când ne întoarce, veni și cu costuri suplimentare, ca să știți. Mi se pare ok. De acord cu dumneavoastră, vă... Pentru că, deci, deja, din planul tarifar, noi am scumpit deja gunoiul. Și totodată ei ne spun că o să vină numai de două ori, când venea pe prețul vechi, venea de patru. Nimeni din Comuna Horgești, după cum a fost implementat proiectul, o să vină cu stickerii, nu o să pună la taxa majorată când vine de trei ori ca să dubleze taxa. Deci toată lumea o să pună la taxa standard și o să dea gunoiul de două ori. Plusul de gunoi care o să rezulte din ce veneau ei de patru, o să-l găsim. Deci ce spuneți că trebuie să se rezi niște gâtiez, nu pentru a mărti, dar ce spuneți, asta am spus și eu, da. Exact, fără să avem... Deci asta o să se întâmple, că nu eu. Da, eu vă zic, nu asta e... ok, deci normal, da. E valoarea lor... Și v-am zis, să... eu am mers pe varianta cealaltă, cei care au zis. Ei au spus că 3 luni de zile lasă sistemul ăsta și dacă nu funcționează... Dacă nu funcționează, îmi taxează. Da, da. Este foarte bun gândit de două ori pe lună, venind și deșeurile reciclabile, pentru că de multe ori ajungi... Dacă reciclabilul este la menajer, despre asta este vorba. Dar nu mai ai cum, pentru că la un moment dat alea galbene sunt pline și trebuie să arunci în alea negre. Dar noi trebuie să investim în resursa umană, să meargă cineva permanent și să le explice la oameni. Și să ies afară și îl strigă, ce ai aici? Nu că te amendez, dar îți spun, nu-l mai arunca aici, pune-l în coșul ăsta la altul. Unul era ăsta aici, ăsta aici, ai coș de cartofi, unul e în grădină, aruncă într-un coș de grădină. E greu noi să comanzi dumneata vecinul. Dar nu comanzi, nu comanzi, încerci, dar nu dai ordine, nici măcar. Trebuie să investim în oameni ca să... Este pe citalele, dar fiecare coș scrie pe metal, sticlă, cinci... Și mai ales că nu suntem la oraș, ca să-l trebim în casă, să ne trezim cu sac și să... de toate felurile. Părerea mea, deci, proiectul ăsta să fie bun, să fie ok, trebuia să vină cu o chestie, doamne, pentru cine colectează la tarif standard, să vin cu un tarif mai mic decât prețul inițial care deja s-a scumpit. Adică veneam cu ceva da, pentru un stimulent. Dacă îmi dai numai de două ori și îmi dai selectiv, vin cu o taxă nu de 8, asta, vin cu o taxă de 7,5, poftim. Da, asta însemna să ai o evidență a fiecărui... Păi și așa o să trebuiască să avem o evidență, pentru că ei vor... Taxa este facultate, cine o dat, cine... Da, este sub taxă. De asta v-am și întrebat, care este prețul. Nimeni nu o să treacă la asta, la... Nu, v-am spus, este bine, dar trebuie să investim în persoane. Trebuie să mergem și să le spunem. Nu amendează nimeni. Spuneam, doamna primar, e ok de două ori pe lună și ălea galbene, pentru că asta era și problema la noi, că se umplea ăla galben imediat. Nu știe nimeni să plieze bidonul de plastic ca să îl facă mai încăpător. Nu o să spun bine ca să... Dar eu v-am zis, care au făcut, luat de exemplu, localitățile pe care mi le amintesc, au zis că a scăzut nivelul de colectare și a crescut nivelul de colectare a gunoiului reciclabil, mergând pe acest sistem. Asta au spus. Da, pentru că ai la dispoziție mai mult timp. Deja vine încă o dată, pentru că acum ați văzut și dumneavoastră, majoritatea ce adună și oamenii, știi când merg, bidoanele. Da. Deci astea se adună. Pentru că, să fiți serioși, ați văzut că mulți la gunoiul menajer, cenușă, frunze, da? Care acestea, automat, dacă de pe lună, nu s-ar mai gândi să le arunce așa ușor, de două ori pe lună, nu s-ar mai gândi să le arunce atât de ușor, pentru că se umple cubela. Nu știu, în privința asta, indiferent... Eu zic să încercăm, am spus 3 luni. Oricum, dacă e apoi crește, ați văzut, suma e foarte mare, noi nu putem să subvenționăm cu suma aceasta, pentru că ar fi ce-am face? Înseamnă că s-ar duce... Da. Nu amendăm, dar punem să plătești mai mult, dacă chiar asta vrei. Adică noi, la salubritate și așa, ei vin să plătească, dar
foarte puțin. Noi, de exemplu, ne bazăm acum că toți spun, domne, când iau încălzirea, o să dau la salubritate. Banii trebuie, noi suntem obligați să venim doar cu contribuția noastră, cu subvenționarea, restul să luăm de la cetățeni. Noi am făcut plățile să fim la zi, dar am făcut din banii noștri. Acum venind încălzirea, se duc banii la noi de la cetățeni, pentru că nu vin să plătească. Știm și situația și asta este. Și ca să ajungem să, la suma cealaltă să dublăm și noi să venim cu aceeași subvenție, n-au cum să-și permită. Cum rămânem cu descoperit? Pentru că sunt care nu-și fac dosare de încălzire și rămân oricum cu plata. Acum așa făcut, dacă anul trecut au fost, să zic, 700 de dosare, cam așa, dar vă zic cu aproximație, dar mulți n-au făcut, deci știți că a crescut cuantumul la încălzire, văzând anul trecut câte mai, acum sunt 900 ceva de dosare. Deci nu, chiar care nu s-a încadrat, eu sau în rest, cred că nu există persoană să nu știu făcut... Da. Dăm cuvântul, dăm măclar. Mulțumesc, domnul președinte. Realitatea este că noi suntem una din comunele care ne aflăm la coada clasamentului privind colectarea selectivă. Și evident, cei de la Bacău care sau și populație mai numeroasă și colectează mult mai mult selectiv, evident că ei au cerut să vină mai des și de la ei să colecteze mai des selectiv. Nu este un lucru rău, din potrivă. Tocmai acolo trebuie să tindem și noi. Normal, și am mai spus și în trecut, din rural, mașina de gunoi ar trebui să plece aproape numai cu selectiv, pentru că ar trebui să aproape să nu ai ce să iei de șeu menajer. Dacă ar fi compostoare și ne-am întoarce în trecut, cum făceau bunicii și tot ce era platformă, frunze și tot ce era, se puneau pun la platformă. Se puneau în grădină. Deci din comună, din rural, ar trebui ca mașina de gunoi să aproape să nu ai ce să iei. Dar pentru asta, exact cum spunea și colega și doamna Nunuț, de azi, trebuie din nou educație, din nou să ne întoarcem de unde am plecat. Sunt oameni care merg cu mașinile de gunoi și le atrage atenția la fiecare când găsește, eu știu, gunoi reciclabil în gunoi menajer. Dar nu putem să mergem, de exemplu, în fiecare săptămână din poartă în poartă și să-i tot batem la cap. Și așa nu vor să ascultă. Dar chiar se merge. Chiar merge. Eu am zis că merge pe săptămână cu mașina de gunoi. Dar încă un om, ca să mai punem să meargă din poartă în poartă... Mai la cauzele, de azi. E insuficient. Odată la lună era și total insuficient. Și două săptămâni, dacă chiar s-a colectat tot și se produce... Bătră curtea și pune pietre în tomberon. Merge prin dacă plătești. Haideți, domnul, puțin domnul să vă încasă și termini ideea. Lăsați-l fi domnul, domnul, dacă s-ar colecta tot ce se produce, plastic, carton, sticlă, mașina de gunoi nici la două săptămâni n-ar fi suficient. Din potrivă, probabil ar trebui venit săptămânal și luat selectiv, dacă chiar ne-am face treaba și s-ar aduna toate gunoaiele care se produc în comună. Deci acolo trebuie să tindem, să ajungem să-i facem pe cei de la ADIS să zică, domnule, noi venim numai o dată pentru menajer și dar venim săptămânal pentru selectiv. Ei, atunci poți să spui că ești o comună care... ți-ai făcut treaba? Nu, dăm om, dar selectivul ăsta nu beneficiază cineva de el? Păi, beneficiază, nu? Tocmai. Și noi să plătim mai mult că beneficiază ei. Ați ridicat o problemă foarte bună. Nu mai este treaba noastră. În momentul în care, da, noi am fi o comună care se să fie la un grad de selectiv de peste 50%, dau un exemplu foarte bun, ar trebui să ajungi ca taxa de salubritate să scadă, nu? Pentru că acel gunoi reprezintă un produs, cineva îl valorifică și noi cetățenii să ajungem poate să nu mai plătim taxa de salubritate. Aia e formula ideală. Dar acolo avem reprezentantul nostru, Nadies, care trebuie să lupte pentru drepturile cetățenilor și să ajungem să... Da, trebuie să facem colectarea selectivă și pe urmă să ne luptăm pentru. Păi, asta e formula ideală. Într-o lume ideală. Într-o lume ideală. Da. Să-ți faci de supraapărere. Atât vreau să mai spun că am discutat cu ședința de comisie și nici domnul consilier Budău, de exemplu, nu știa, a spus că are foarte multă sticlă și nu știe ce să facă cu ea. Păi, da, domnul Budău. L-ai întrebat pe domnul Dămoș și ți-a spus unde? Avem aici cu Marcel. Marcel. Ești un simpatic. Avem aici punctul 13 care spune că va fi și un al cincilea transport. Săracul, nu mai sticlă. Da.
În cazul în care cetățenii, și probabil nimeni nu va opta pentru acel transport să plătească dublu, deci va fi un al cincilea transport unde noi, autoritatea locală, vom hotărâ cu ce să plece mașina încărcată. Și probabil că sticlă va fi pentru marea majoritate a UT-urilor. Și tocmai de azi, să fie informați cetățenii să ducă sticla la acele puncte de colectare, de unde mașina va face periodic informarea asta care și va lua, la și oameni va lua sticla, trebuie la sticlă și... Da, ne puteți spune la un primar ce cantitate de gunoi selectiv pleacă de la Forgești și unde, pe ce loc ne clasăm? Între comunele de județul Bacău. N-am avut discuții de genul acesta cu cei de la DIS ca să știu pe ce loc ne situăm. Există un tabel și există o clasament. N-am avut, eu v-am spus și nu știu, există, dar am avut, sunt atât de ocupată cu problemele de la serviciu și cele personale. Este o problemă și asta. Da, dacă vi se pare atât de important, o să primiți răspunsul. Mai e cineva care să scrie acum? Domnul Prisecaru? Nu. Supunem la vot proiectul. Votul pentru. Cine este pentru? E pentru să plătim mai mult? Dar nu plătim mai mult. Trebuie să fim de acord. Vin la 2 săptămâni. Și plătim 8 săptămâni. Sau vin de 3 ori pe lună și plătim dublu. Deci cu asta trebuie să fim de acord. Domnul secretar, explicați. Ce trebuie să votăm practic în proiect? Rămâne să subvenționăm noi cetățeanul de la fel ca anul trecut și transportul o să fie așa, de 2 ori pe lună o să vină pentru reciclabil, de 2 ori pe lună o să vină pentru menajer. Domnul Dacă Duhărică, sunteți de acord. În cazul în care nu suntem de acord cu situația asta, în cazul în care nu suntem de acord, atunci trebuie să se dublează taxa la salubritate. Noi o să venim cu subvenția aceea de 3,9 cât venim și cetățeanul o să plătească de banii lui 13 lei, adică nu cât e acum 8 lei. Deci domnul Dudlică e în avantajul cetățean și sperăm să mergem, să chiar să colectăm mai mult pe reciclabil, pentru că în funcție de aceasta se dă și acea contribuție la mediu pe care o plătim anual, și în funcție de reciclabil aduc cantitatea mai mare. Da, da. Nu găsim. Asta trebuie înlămurit populația comunii. Dar vreți să-i chemăm, discutați cu ei, domnilor? Păi discutăm, dar nu prea înțelegem. Dacă, trebuie un anunț, dacă noi am aprobat deja taxa de salubrizare, cum poate să ne dubleze nouă? Dacă noi la taxele speciale am aprobat prin deja, prin hotărârea de astăzi, care am aprobat-o în timp mai înainte. De ce, cum poate să ne dubleze taxa nouă? Prin hotărârea lor. Venim prin hotărârea visului. Modificăm că vă ajutăm. Schimbare. Prin hotărârea lor. Da? Ei îți dau lege. S-a discutat, domnul Dudu. Cine este de acord cu... Asta e varianta cea mai bună. Deci pentru. Da, suntem de acord cu asta, cum a spus domnul primar, cu aia de 2 ori pe săptămână. Da, atât, da. Da, asta aia, corect. Și fără să dublăm... Prețul. Fără să dublăm prețul. Asta e... Numai pentru 3 luni, că pe urmă nu vedem ce se întâmplă. Dacă merge continuare, rămâne. Nu, dacă se întâmplă, constată la nivel de adis. 3 luni să... În cazul în care la toate comunele se... Da. Și populația cum va fi? Mă scuzați. Ați numărat voturile? N-am văzut să... Dar mai supune. Mă scuzați, dar... Cum vom monitoriza lucrul ăsta? O să zic, că pune stică. Adică, da, bine, am înțeles. Vor veni și nu vor lua. Când vor lua, când persoana vor veni. Persoana care lucrează numai pentru 2 ridicări de menajer, la momentul când va veni mașina, nu va ridica acel gunoi dacă în cadrul menajerului există gunoi reciclabil. Adică, cum au spus lucru ei? Care oricum era stabilit prin regulamentul ADIS-ului de acum 4 ani. Faptul că nu totdeauna... Și cum, până la urmă, știți cum e? Vrem să educăm populația. Există mai multe. A spus dumneavoastră de amenzi. Într-adevăr, amenzile nu prea pot fi făcute. Dar foarte bine, cine vrea să arunce menajerul la un loc cu selectivul, atunci va plăti mai mult. Cine nu, plătește normal ca toată lumea. Despre asta e vorba. S-au dat pubele pentru selectiv, există pentru menajer, există stabilit un cadru pentru lucrul ăsta. Da, mă înțeleg. Pe proiect noi am decis. Deci am decis de câte ori frecvența cu care vin ei vor veni să vină da. Și cu noi. Vă rog acum votul dacă... Cine este pentru? Da.
Avem împotrivă? Abțineri? Domnul Prisecaru și doamna Albeiu, da? Dăm citire ultimului proiect privind aprobarea planului achiziții publice pentru anul 2023. Domnul consilier, cum ați, în fiecare an aprobăm planul de achiziții, acesta cu mențiunea că întotdeauna pe parcursul anului viitor se poate completa, se poate îmbunătăți, cum spune și domnul Budău. Acum am mers pe ceea ce am considerat noi că este în regulă și eu zic că este în regulă și urmează, în cazul în care o să fie și alte necesități, să ne prezentăm în fața dumneavoastră cu completări. Dacă e cineva care vrea să înscrie la curs, domnul Dămoca, aveți cuvântul și hai să se înscrie pe urmă. Peste acest plan, sunt investiții care apar an de an și nu s-a făcut nimic, sunt trecute acolo, pur și simplu că sunt în acel fabel și rămase și nu se umblă la el. Și aș veni cu un amendament, pentru că tot se discută de problema gunoiului și noi suntem o comună unde coșuri de gunoi nu avem stradale. Aș vrea să achiziționăm aceste coșuri de gunoi stradale, să le punem tocmai pentru a încuraja colectarea gunoiului. Există această tendință. Intră omul la magazin și pur și simplu, da, zic, sunt acele bubele care sunt chiar lângă magazin și le-au pus comercianții. Dar dacă ai plecat 50 de metri, deja nu mai ai unde să arunci bidonul, hârtia și așa mai departe. Orice comunitate care ține la curățenie și vrea să evolueze spre bine în acest sens, ar trebui să aibă aceste coșuri de gunoi stradale. Și amendamentul meu și al colegii mele este să achiziționăm anul viitor și aceste coșuri de gunoi în toate satele comunității. Și o să vă rog să supuneți la vot acest amendament. Ați propune și o sumă ca să... Practic, amendamentul vizează completarea anexei 1, da? Da. Bun. Completarea anexului 1 cu achiziții. Achiziții coșuri de gunoi. Da. Propuneți și o sumă ca să putem păi, să... Păi o să trecem, să zic, nu știu, 20.000, probabil că oricum cam toate acolo sunt... 20.000 de lei. 30.000 putem să-i luăm, avem iar cu un acustrat și așa nu se face nimic. Păi este școala aia, dar da? Când realizează fiecare, că acest plan va suferi modificări la mijloc și se va aproba bugetul, pentru că... Tocmai, dar atunci va fi bătut în cuie. Considerăm că ar fi oportun ca și această investiție să fie prevăzută în acest plan pentru anul 2023. Altcineva? Eu vreau să mai spun. Domnul problema cu achizițiile astea. Trece anul. Și nu știu, banii din excedent rămâne sau le ie cineva. Rămâne, da, bine. Atunci, deși nu trebuie mobilizat și țurcanul ăsta chemat, să pece, să ne împăcă cu el, să luăm terenul ăla. Și până la urma urmei, dacă omul șeri mult, dar nu ne trebuie, domnule, un hectar sau 80 de ani cât are el sau 60. Nu ne trebuie un sfert de hectar. Să facem împăcămintea cu omul și să vedeți terenul acolo. Domnul consilier, nu suntem la ordinea aceea și de aceea vă spun. În primul rând, nu contează ce ne trebuie nouă neapărat, pentru că el poate nu vinde mai mult, că nu-i convine. Păi ce rămâne pe marginea pârâului? Deci suntem la mâna lui în situația asta. Până dacă ne înțelegem, ne înțelegem exact cum am prezentat, dacă nu ne înțelegi, adică dacă nu se poate pe licitație, merge pe expropriere. Mai mult de atât, nu se poate face pentru terenul de Dar cât o cerut el? Nu mi-a zis o sumă, a zis că e foarte mică, cea aprobată de cât e, 13.000 ceva, 14.000 de euro. Nu e, deci sub nicio formă, a zis că e foarte mică acea sumă. Acum, fie de acolo, fie de când se face expropierea, să trebuie să judeci, mai spuneți la vot amendamentul domnului Dămoc. Da. Supunem la vot, cine este pentru? Da. O idee bună, domnul Dămoc. Pentru. Dar vă rog numai ca să poți să zumă, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da.
Ei bine. Petruț? Moniș. Da. Coșul de mai. 10, domnul Boboc, pentru amendamentul domnului Demo. Eu n-am zis nimic, că și eu de acord. Mai gândesc zic, că le rup toate. Pentru. Deci avem 11 atunci. Da, atunci. Dar nimic în abțineri? De acord. Din contra, eu n-am venit cu ideea asta, că de obicei știi și a trebuit să o spune. Au achiziționat coșul, și împotrivă? Și banii cheltuiți. Eu am numărat bine. Cineva nu votează sau să... Nu, am votat. Ați votat pentru? Am plăticat așa ușor. Suma să nu, deci avem, avem 11 voturi pentru o abținere, dar și încă mai... Și încă mai ne trebuie 3 voturi. Să se spună că cupăr... În cazul ăsta avem o singură abținere, da? Și avem 13, suntem de acord, da? Care e cu abținerea? Că ai notat? Domnul Bună. Eu. Știi că... Părerea mea personală, dacă vreți să vă spun de ce v-am abținut, pot să fie pline. Și da, pline, deci omul strada, dacă l-are în prejur, nu-și pune tomberonul lui, dacă s-a umplut, îl umpli pe ala și o să dea și pe afară. Deci o să facem focare de gunoi. O să punem și hoitul. Asta-i părere, exact. Deci le, da. Le facem nadă. Acum în afară. Eu știu că e cu mulțumesc de guvern, care fiecare da. Instituție, școli, asta e dat de 3 ani. Haideți la instituție, da. Și mai pui și pe stradă. Deci amendamentul domnului Dămoc a fost aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere. Supuneți la vot proiectul de hotărâre în forma amendată. Cine este pentru? Care proiect? Împotrivă? Abține? Domnul Boboc, votul pentru proiect? Domnul Gălea? 15 voturi pentru. Petru, putem ieși, da? Să vot o fericit. A, 14 pentru. Da? Și o abținere. Și o abținere, domnul Budnar. Aș vrea și doamna primar să vă rog ceva, dacă se poate. Da. M-au rugat cetățenii la noi în Sovodor dacă s-ar putea pune și acolo la biserică ortodoxă o oglindă. A avut un accident provocat cu vreo câteva zile. Da. Mai încercăm, mai avem una parcă, că nu vreau spart de acolo, nu vreau pușa spart. Și ar mai spunea, mai mă rugau cetățenii partea asta, la Pârâul Reci, acolo. Dacă ei trebuie să mai achiziționez, nu, pe că au fost acolo la bază a ținut. La Rădătul de jos. Da, la Sevador, de două ori l-au spart. De două ori l-au spart. Foarte bine venit acolo. Deci la mic, punem, fără probleme, nu mai am zis, eu știu că mai este una. O să o punem acolo unde a spus, la Biserica Ortodoxă. Acum sper să și țină că ai văzut. Pe strada nouă, de două ori. De două ori. Puneți-o, doamnă, dacă nu o ține, nu le mai pune. Și acum ultimul punct, în ordinea de zi, întrebări și intervenții. Cine vrea să scrie la cuvânt, cine? Domnul Prisecanu scrie la cuvânt, aveți cuvântul și... Ce se întâmplă, doamna, cu terminul cultural? Că nu merge căldura nici acum, am înțeles că nici apa nu merge. Apa merge, la căldură, da, e o problemă la centrală. Curentul e o problemă, că instalația când s-a făcut, se pare că nu duce, o să intervenim să vedem și la curent care e problema, iar la centrală o să venim să facem o firmă, să o facem capabilă. Dar trebuie rezolvată, doamna. Dar trebuie rezolvată, pentru că deja... E închiriat căminul pe toată perioada asta? Închiriat toată perioada, da. Oamenii au văzut chiar la seara, am văzut că la cineva, toată lumea stătea cu hainele groase, fie, era frig, era... Deci, că prima firmă să fie pentru plantare pe cămin, o să fie pentru reparare, adică nu se poate remedia, nu e de la capăt, că acolo e o mare problemă. Ce nu țin așa cum fost băieții de la noi, la general și... Nu, nu se poate interveni... Da. Păi, a doua problemă... Întrebați-l pe mine acum. Nu, că nu mă văzut aia ca ușa trecă acum. Strada mică, de la Răcătău. Așa-i spune, dar noi zicem... Nu, n-audă ce spune domnul. Drumul care duce prin lac spre Biserica Mazin. Așa. Nu are intrat public. Deci acolo a trebuit implementat un proiect pentru extindere de rețea, să punem niște stâlpi, că nu sunt stâlpi. Da. Să punem niște lămpi, ca să luminăm și acolo casele alea care sunt acolo. Să luăm pentru extindere, să facem... Nu uitați de... Sau în regim propriu să punem niște stâlpi, ca să ducem un fier cu niște lămpi. Atât. Extinderea deci este totul aprobat, să înceapă lucrarea. Acolo nu așteptăm să vină ei să înceapă lucrarea. Nu sunt lăbi. Da, am înțeles. Sărbători fericite, domnul Onan. Domnul dacă mai este nimic, vă urez sărbători fericite, trebuie să ajung la Bacău cu tine. Mulțumesc și ne vedem
La anul sigur, anul ăsta nu, pentru că nu văd să mai termină ceva. Dacă e ceva, oricum noi lucrăm. Și nu uitați să spunem cetățenilor, deci astăzi este legea galenilor, sunt după bani pentru călzire. Mâine e răcătău, vanzi la răcătău de jos să vină mâine. Poi mine e Sohodorul și vineri e Horgești, da? Discutați cu cetățenii în, chiar la rugămintea Sohodor să respecte ziua de joi și programul. Dacă de la primărie este de la 8 la 4, 4 minute, deci băieții stau până termină toți cetățenii din ziua. Dar nu înseamnă că omul se trezește la 8 seara să plece de acasă și băieții l-așteaptă. Da? Bine, mulțumesc! Bine, să rămână, sănătate și să sărbători fericite! Bine, domnul Vici, și dumneata la fel!